Românii de pretutindeni se adună în aceste zile cu bucurie pentru a reface împreună atmosfera sărbătorilor de acasă. În Ungaria, la Szegedin, sute de români au marcat ziua de 1 decembrie. Preasfințitul Părinte Siluan, episcopul ortodox român din Ungaria, împreună cu oficialitățile locale, au subliniat câteva dintre realizările importante din viața țării noastre, care au schimbat cursul istoriei. Consulatul General al României la Szegedin a organizat aseară o recepție oficială dedicată Zilei Naționale a României și pregătită de reprezentanțele diplomatice ale țării noastre în Ungaria. Punctul central al evenimentului l-a constituit intonarea imnurilor naționale de stat ale României și Ungariei. De asemenea, Szegedinul este și un oraș înfrățit cu Timișoara, iar la manifestarea din seara aceasta, dincolo de conducătorii instituțiilor românești de la Jula și din toate celelalte localități, au participat și foarte multe oficialități din orașe mari, din România, din Arad, din Timișoara, din Bihor, din județul Bihor, de la Oradea, de la Direcția pentru Cultura județului Bihor, domnul director Lucian Silaghi, care a și ajutat în organizarea acestui eveniment. Am avut parte și de această dată de un program cultural deosebit, care ne-a arătat valorile neamului românesc și lucrurile de mare preț de altă dată, care trăiesc neîncetat în sufletele noastre ale românilor. Ne-am bucurat să putem fi alături de Consulatul General al României la Szegedin în organizarea acestei recepții cu ocazia Zilei Naționale a României și, desigur, alături de comunitatea românilor din Ungaria, care s-au dovedit încă o dată extrem de receptivi, extrem de solidari. A fost o atmosferă deosebită, încălzită și de performanțele artiștilor care au venit alături de noi de la Oradea. Astăzi, mulți români trăiesc în afara granițelor țării, majoritatea în vestul Europei, dar sperăm că mulți dintre aceștia se vor întoarce într-o zi acasă, în țara lor, care se află la ceas de sărbătoare. Aceasta a fost urarea transmisă de Consulul General al României la Szegedin. A fost un moment de bucurie, un moment de înălțare pentru mine. M-am bucurat știind că toți românii în acest moment se gândesc unii la alții. Am făcut chiar și un apel celor care soarta i-a făcut să plece pe alte meleaguri. Sperăm vremelnic să se întoarcă cât mai repede acasă, pentru că avem nevoie de ei. Cu prilejul Ziuei Naționale a neamului românesc, cred că toți românii, oriunde ar trăi ei, se îndreaptă cu gândul și sufletul spre țara mamă și în aceste zile de sărbătoare, cu toții suntem uniți în interesul poporului român și în credința că uniți, indiferent unde am trăi, de ce confesiune am fi și ce fel de condiții de trai, de viață avem în țara în care trăim, ne îndreptăm spre această idee frumoasă de unitate națională, de unire. Invitații s-au bucurat de un program cultural, cuprinzând cântece din repertoriul românesc și internațional, prezentată de formația Art Group din Oradea. Programul lor a fost foarte apreciat și răsplătit de spectatori cu aplauze.